cadrul Facultății de Științe Juridice, Sociale și Politice, astăzi s-a inaugurat Centrul de Documentare Europeană. Inaugurarea face parte dintr-o suită de evenimente organizate de Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice din Galați. La evenimente au fost prezente oficialități precum șeful reprezentanței Comisiei Europene în București, o seamă de invitați speciali, reprezentanții autorităților publice și mediului socio-economic local. Noi suntem onorați de faptul că iată universitatea noastră găzduiește un asemenea centru. Noi aici o numim o mică ambasadă și credem că o să o susținem sub această titulatură. Sperăm să facem, știu eu, să implementăm și să transmitem informația către toți cei care au nevoie de expertiza, de, știu eu, profesionalismul nostru al cadrelor didactice. În cadrul centrului se găsesc publicații din toate domeniile care țin de construcția europeană, precum și sprijin pentru accesarea online a informației europene specializate. Mă bucur că putem avea la Universitatea Dunării de Jos din Galați un astfel de centru, un centru care să creeze o bază corectă, o bază actualizată de informare, legată de informația europeană, legată de modul în care funcționează instituțiile europene și de procesul de elaborare și de punere în aplicare a politicilor europene. Prezent la eveniment și chiriarhul locului, înalt preasfințitul părinte Casian Crăciun, a subliniat importanța unui astfel de centru într-un oraș mare ca al nostru. Avem menirea sacră, culturală și sacră, de a aprofunda noțiunea europeană în realitățile zonale. Și aici, domnule ambasador, cum s-ar putea vorbi vreodată la Galați și Brăila de chestiunea Dunării fără acești vașnici tineri pe care îi laud în toată inima, tinerii istorici de la Galați, care sunt deja parteneri de pe acum cu vestiții istorici universitari de la Iași și de la București și, de ce nu, cu istorici din area mai mare europeană și de peste Prut, dar și din Europa Mare. Centrele de documentare europeană funcționează în cadrul universităților și al institutelor de cercetare și pun la dispoziția studenților și a specialiștilor informație aprofundată în domeniul legislației, politicilor și instituțiilor Uniunii Europene. Tot astăzi a avut loc și lansarea de carte a domnului Constantin Ardelanu, intitulată Gurile Dunării, o problemă europeană, comerț și navigație la Dunărea de Jos în surse contemporane.